parte îți promit că la un moment dat, într-un concert de al nostru, unul mare așa, cu multă lume, o să te chemăm să cânți alături de noi. El a zis, nu cred, nu cred. Și am zis, crede. Am zis, crede. Și uite, George, ăsta e momentul pe care ți l-am promis. Și cu toate problemele prin care tu treci și cum trec și alții, hai să numărăm. Una, trei, două, trei și încă una. Perfect. El este George Andrei, are aproape 12 ani, e un luptător și un model de urmat pentru toți și vrem să cântăm împreună cu el o melodie. Dragii mei, aș vrea pentru câteva momente să intrăm cu toți împreună în lumea lui George. Sunteți de acord? Că eu am câștigat o tabără de la cursul de engleză. Și ne-am dus la mare, în tabără la mare, și acolo am mers la un concert de la Voltaj și am ajuns să vorbesc cu Călin. I-am spus că sunt puțin supărat, așa puțin trist, că ceilalți copii vedeau și mă necăjeau, nu prea vorbeau cu mine. Și i-am spus așa că sunt puțin trist și mi-a spus că mă va invita într-un concert. Și m-a invitat într-un concert mai mare, la Sala Polivalentă. Și cum a fost? A fost foarte bine, am avut un pic emoții, dar totul a ieșit bine, am cântat, m-am distrat. Nu-ți fie teamă, va fi bine, nu-ți fie teamă. Și soarele te va vedea. Nu-ți fie teamă, va fi bine. Nu-ți fie teamă, crede în tine. Măcar puțin ploaia va sta. De ce l-ați ales tocmai pe el? L-am ales pe George pentru că l-am văzut că iubește din tot sufletul ceea ce face. Îmi place că atunci când vine, mă strânge tare de mână. El a venit la prima repetiție și s-a așezat la un pian, era un pian electric, l-adusesem eu de acasă, special pentru George, pentru momentul pe care îl pregăteam cu el, și a început să cânte la el și zice, da, ce are pianul ăsta? Ții minte, George? Da. A zice, două e mai, nu mai știu, era mai sus, mai jos. Era mai sus. Două e mai sus și zis, noi ne-am stat să ne gândim, n-ar avea cum, pentru că e un pian electric, trebuie să fie acordat. El a zis, ok, așa mi se pare că e mai sus. Și am început să cântăm, moment în care, noi având celălalt, era prima oară când se cânta cu pianul respectiv, că l-aducesem special pentru George. Moment în care ne-am dat seama, cântând cu chitări care erau acordate, cu așa mai departe, ne-am dat seama că, într-adevăr, pianul era dezacordat. Am luat cartea de pe internet, am văzut cum se resetează, i-am dat un restart pianului. I-am zis, George, ia vezi acum cum e. A cântat George și a zis, acum e bine. Și într-adevăr era bine. Deci pianul a avut o problemă, a trebuit resetat ca să meargă în mod normal. E, asta înseamnă ureche perfectă. Cât timp te-ai pregătit pentru concertul cu Voltaj? Păi de când m-au sunat ei, să zic o lună, cât să fie. Cam așa, o lună și un pic. Am fost foarte fericit în momentul ăla. Nu știu, a fost un moment foarte emoționant și unul dintre cele mai reușite momente din concert, momentul cu George. De ce am ales pianul? Da. Pentru că mi-a plăcut cel mai mult. Toate instrumentele sunt frumoase, dar mie pianul mi-a plăcut cel mai mult. Cum te simți când cânti? Mă simt liniștit. Mă simt relaxat. Asta este cel mai important. Da, e fericit că ești da, pianist, se bucură.
da, să știți. Cum a fost azi la oră? Deci, nu știu, parcă îi vine să sară în sus, să țipe, să aude. A fost foarte bine. Nu știu, îl simt așa că îmi transmite și mie din bucuria lui. Încă de când a venit pe lume ne-a schimbat viața. În bine, oricum. A fost în Anglia acum, a fost la un curs și asta îi spuneam. Vreau să strângă fonduri să fac un patinoar. Patinoar pentru... Da. Nu e greu să te pregătești pentru concert și să mergi la școală? Ei, păi după ce vii de la școală. E, adică nu că e greu, ești un pic obosit, dar dacă îți place ceea ce faci, te și pregătești. Și în weekend, și în cursul săptămânii. Să vă fac o demonstrație cu un text. Eroare de ortografie. Catedrala Notre-Dame din Parisa, eroare de ortografie, fost construită între anii 1163-1345. Cum vă ajută statul român? Nu ne ajută statul român, nu ne ajută. Au alocat foarte puțin bani, un buget complementar pe lună în valoare de 91 de lei, de ron, și cam atât. La școală, în Austru, la școala de nevăzători, acolo unde merge el, au cadre didactice specializate cu braille, fac terapie în spațiu, fac terapie cu bastonul, lucruri pe care într-o școală de masă copii cu dizabilități, cu astfel de dizabilități, nu le-ar putea face. Deci mi-aș dori ca atunci când eu cânt, melodia să aibă o culoare și eu să cânt cu culoarea verde, pentru că verdele este culoarea mea preferată. Da, așa mea. Camera mea e verde. Am pereții verzi. Sunteți un geniu, o să-i zic lui mami să-mi camera verde. Urea! Eu am plăcerea de a face mai multe. A venit un profesor. În terță mare. Terță mică. Cvintă perfectă. Ce ați învățat dumneavoastră de la George? De la George am învățat o grămadă. Ca și de la toți elevii învăț ceva, dar de la George am învățat mai mult că muzica se poate asculta la un alt nivel. George vine cu întrebări, el asociază muzica cu anumite stări pe care mi le spune. Am ascultat piesa aia, mi se pare că e așa, mi se, asta e mai misterios, asta e mai tristă. Cum e George când prinde un acord micșorat? Foarte trist. Deci el asociază stările cu muzica, ceea ce mi se pare foarte important. Cum vezi tu culorile și cum funcționează, cum... Nu le văd, mi le imaginez așa. Galbenul e pătrunzător, roșu e mai... atrage atenția, mi se mai descriu. Păi văd că ți-ai făcut camera verde acum. Așa cum ți-am spus. Cum v-a convins să-i faceți camera verde? Au fost de ajuns două pupicuri și am început să lucrăm la proiect, să spun așa. Tot ce-i frumos e chiar în fața ta,
faptul că e diferit v-a împins să-l invitați pe scenă? Faptul că e diferit, probabil că l-a făcut pe el să cânte la pian și să-și dorească să facă altfel de lucruri decât face un copil, să zic, normal de 12 ani. Cât este muncă și cât e talent în ceea ce face George? Muncă foarte multă, talent pe măsură. El își dorește foarte mult prin muzica lui și prin ceea ce face să bucure lumea, să l-asculte cu plăcere, să transmită și dacă el este fericit, și noi suntem inevitabili. Mami m-a întrebat odată și dacă George da renunțăm la muzică și am început să plâng. Nu ai vrut să renunți? Nu. Mai ales că... că i-am spus și domnului profesor. Domnul profesor, dar să știți că mie chiar îmi place muzica. Toată baza materială de care au nevoie. Au calculatoare, au imprimantă braille, au termoformă, au mașini de scris în braille, au tablițe, au punctatoare, au absolut tot ce le trebuie, ca și mijloace. Plus profesori specializați, fac terapii zi de zi. E greu să fii copil cu dizabilități în România? Cred că nu este ușor. Dar este o mare provocare. Ar putea George, ținând cont de condițiile de din București, ale transportului în comun și modul de plasare, să își desfășoare programul singur, să se descurce singur? Sub nicio formă. Sub nicio formă. Nu acum. În casa de copii sunt scoși la 20 de ani, îi se pune un buletin în mână și o pensie de 8 milioane și descurcă-te. Acum încă ne mai ai pe noi lângă tine, tati te duce, mami te ia, dar mai târziu o să trebuiască să te faci și tu mare și o să înveți. Care credeți că este atitudinea autorităților față de copiii cu dizabilități? Da, din când în când se face vorbire despre ei, dar nu cred că există o luare de poziție care să fie permanentă și care să fie cu adevărat în sprijinul lor. Văd părți bune, văd părți și nebune. Însă s-ar putea face mai mult. Dacă te-ai mutat la o școală normală... Nu știu dacă ar fi bine. Poate că aș găsi cu cine să mă împrietenez, măcar un copil. Dar totuși... Eu am auzit că au mai puține activități și dacă ar avea tot atâtea, nu știu, m-am atașat de colegi, de profesori, acolo cerințe mai mari, să scrii mai repede, să nu știu ce, chestii din astea mai... Dificile. Mai dificile, da. Ce vrei să te faci când o să fii mare? Compozitor, pianist. George a demonstrat că la 12 ani poate să cânte în fața 7000 de oameni la pian, fără să facă greșeli. Fără să clacheze și dacă la 12 ani reușești un astfel de lucru, înseamnă că și ai muncit foarte mult pentru acest lucru și poți să fii un model. Mai ales în România avem nevoie de astfel de modele. Deci eu am rămas surprins de cum aude George și ce stări și ce impact are muzica asupra lui.
acum îmi doresc să ajungă la un nivel mult mai mare. Și îmi doresc acest lucru în primul rând pentru viitorul lui. Ce le urezi persoanelor care sunt ca tine și vor să ajungă cunoscuți? Să muncească mult, să nu se dea bătuți, că în viață se mai întâmplă și urcușuri și coborâșuri, și să spere, să persevereze încet și dacă de Dumnezeu o să ajungă cunoscuți. Deci tu crezi că e nevoie de talent și de noroc? Și de noroc, noroc. Aici intervine mai mult decât noroc. E ceva talent și voință și noroc. Și e așa o combinație, ca să spun așa, de sentimente. Când poți să faci o flecă acum.